Vacanțele au început, cumpărăturile sunt în toi, iar ziua de 1 mai și sărbătorile pascale reprezintă momentul perfect pentru ca hoții și tâlharii să acționeze. Polițiștii recomandă tuturor cetățenilor să fie precauți atunci când merg la cumpărături sau când pleacă în concediu. Este foarte important să păstrați banii în geantă, borsetă sau într-un buzunar inaccesibil, în niciun caz în sacoșa de cumpărături sau în mână. Evitați să aveți asupra dumneavoastră sume mari de bani în numerar. Iar dacă sunteți împins în aglomerație, verificați-vă imediat buzunarul cu bani sau geanta pentru a fi sigur că nu sunteți victima unui furt. Polițiștii ne dau câteva sfaturi bune de urmat atunci când hotărâm să plecăm în vacanță. Este recomandat ca pregătirile să fie făcute cât mai discret. Încercați să creați aparența că se află cineva în locuință prin diverse metode și rugați un vecin să vă supravegheze locuința. Nu uitați să încuiați toate ușile și geamurile, chiar și atunci când plecați pentru câteva minute. Nu depozitați la vedere la ușă sau pe balcon ambalajele bunurilor cu o valoare ridicată, deoarece pot atrage atenția spărgătorilor de locuință.